Crearea structură personalizată. Da, și acum dublu click. Dublu click pe un desen oarecare, pe 2 de exemplu. Și acum vreau să trasăm o formă. Deci o să facem linia roșie prima dată. Acum, o să desenăm un cerc. Deci intrăm în modulul general. Asta doar ca să complicăm lucrurile. Bun. În plan, da. Deci în vedere plană, că tot ce desenăm 2D se vede numai și numai în plan. O să desenăm un cerc cu raza de 800 de metri. Pe voi vă sperie cei de la Podor, nu. Cam asta e raza, nu? Uzuală pentru... Asta e raza la locul Perfect. Deci raza e 800 de metri. Da, dar acum Podul nu-l facem un cerc, că nu trebuie nimănui un cerc complet. Deci am să mai vă rog o chestie. Deci puneți undeva centru. Și din parametrii să lucrăm... să nu alegem cerc complet. Îl ștergi în pizza. Da, dacă ați făcut un cerc complet, nu ne trebuie cerc complet. Păi, dacă nu-l faceți complet, e perfect. Că asta și vreau, să nu-l facem complet. Deci, introducere unghi sfârșit pe baza unghiului delta sau cealaltă opțiune. Raza este de 800. Și o să desenăm mai un arc de cerc, deci o bucată, nu o să fie complet. Nu știu cât. Un start, dăm din mouse așa. Și facem o bucățică, o rază așa. Deci, practic, uitați parametrii. Dacă am făcut un arc de cerc, pot acum să intervin, să schimb raza sau să schimb unghiul, da? Ce, n-ați vrut să puneți un cerc? Nu se primește cercul. Deschidem cerc, mai departe ce să pas. După aceea, faceți rata de 800 și desenați sau un anumit punct. Ce e acolo? 800, da? 800. Unde e 35 în partea asta? Da, idei, puneți oricât, să nu fie chiar în formă de cerc. Mai e în formă de cerc. Ar fi un pod în care vă învârtiți. Și cât de grade ar cu Da, cât? 60. 60, da. Dacă ați vrea să cotați un cerc, asta nu v-am arătat, se poate face cu în funcția de cotare. Dacă mergeți, există cotare curbă. Deci modulul general, cotare, cotare curbă. Și aici pot să aleg în opțiuni cum să arate textul.
Să zicem, lăsați-l așa, ok. În modul general, cotare curbă. Și acum pot să aleg ce să-mi coteze la o curbă. Și poate să-mi coteze, de exemplu, raza. Aici trebuie o scară consistentă ca să văd ceva. Dacă n-apare textul, comutați la 1 la 10.000. Că nu se vede 800 de metri altfel. Cotare curbă? Păi indicați curbă, faceți scris pe curbă, pe cerc, și apoi apar. Și acum zic unghi. Și unghiul marcăm prin... îl vrea prin astfel de punct. Nu mai puțin. La unghi faceți în felul următor. O să trasăm de două ori raza. Și unghiul pot să-l marchez între. Deci zic unghi. Aleg unde să-mi pună descrierea și apoi clic pe cele două raze și mi-a pus și unghiul. Asta trebuie fix pe margini, iar cum înseamnă să pun raze. Da, păi da, am făcut eu șmecheria asta. Nu, unghiul poți fără să mai duci două raze, sau direct de pe dânsul, cum reușești. Foarte bine. Și pot să mai marchez acum lungimea, deci fac clic pe curbă, arc. Primul click înseamnă pe unde vreau să treacă cota și apoi marchez lungimea. Cotare curbă. Facem tot încă o dată. Cotare curbă. Indicați curba. Facem un click pe cerc. Raza se pune cel mai simplu. I-am zis rază și indic un punct. Zic un punct din capăt. După care am zis să punem unghiul, unghi, și zic pe unde vreau să treacă unghiul, să zic aici un click, aici să-mi poziționeze unghiul, punct de început, punct de sfârșit și mi-a ieșit unghiul. Și apoi dau un escape și mai pun lungimea arcului, pe unde vreau să treacă. Așa. Nu, unghiul e corect, fiindcă dacă fac un click aici, eu găsesc și parametrii. Continuăm. Deci, practic, să poți spune că asta e linia roșie. E un exemplu simplu de linie roșie, fiindcă, în realitate, nu doar că este traseul curt, dar mai variază și ca și pe verticală, de multe ori, nu? O variază... E ideal, da, da, e ca o construcție de asta, cum am făcut noi la civile, simetrică pe toate direcțiile și... Bun. Ok, o să plecăm la un profil de genul acesta, dar după putem varia înălțimile. Deci înălțimea punctului de plecare, înălțimea punctului de sosire și de asemenea putem înclina secțiunile. Că și acolo, uneori aveți numerul orizontal, nu? Dar din curvă, secțiunea de unde scrie inclinată, da, exact. Bun, deci ați auzit câte probleme sunt la făcutul unui pod. Le vedem acum cum le abordăm. Dar în orice caz, asta ar fi linia roșie văzută în plan. Ca să pot lucra în continuare, trebuie să export această linie într-un fișier de puncte. Deci sunt două variante de a lucra. 1. Am linia desenată de drumar. 2. Am fișierul de puncte. Deci un fișier de puncte înseamnă un tabel cu coordonatele XYZ pentru puncte ce se află pe această curbă. Să mergem în module adiționale. De fapt nu în module, în geo. Sper că aveți cu toții geo. Geo în 2015 este. Nu, 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 e un modul separat, da, e după energie. Apare? Bun, haideți atunci doar urmăriți-mă pe mine, nu știu de ce nu e geo pe trail. Ca să vedeți cap-coadă cam cum s-ar face treaba și rămâne ca film să puteți exersa, că deja pierdem timp.
Bun. Import-export. De fapt, nu. Prima dată voi îmbina elemente. Și asta... Am bine, da, și funcția clotoidă. Da, oricum. Dar nu, aș vrea doar să mă urmăriți la partea asta, ca să terminăm cât de cât în timp. Și... Da. Selectați elemente pentru îmbinare, acest cerc și dau un nume. A. Deci am îmbinat acest element cu o denumire. Este o formalitate această îmbinare. Ea, în general, de ce e gândită astfel? Dacă am avea de făcut două drumuri, un drum e așa și unul așa, și vreau să-l racordez, îl racordez cu o funcție și apoi acesta poate deveni un traseu făcându-i gruparea respectivă. Adică în geo să-i fac combinare pentru aceste elemente să fie o singură entitate. Bun. Revenim la această curbă. O să-i spun acum export fișier puncte. De aici pot să aleg fișierul de puncte, deci tipul de marcare a punctelor. În primul rând o să-i zic că vreau să fac export. În al doilea rând o să aleg extensia R2. R2, dacă nu vă spune nimic, înseamnă că coordonatele au ca virgulă punctul și ca separator între ele punct și virgulă. Deci au separator de decimale punctul și separator de coordonate punct și virgulă. Am zis R2, tipul de fișier, coordonate, o să zic legătură elemente, ce voi exporta, și indic această îmbinare, am dat un click dreapta și astea sunt puncte. Dacă le deschid aici să le vedem, dacă le găsesc, da, e o provocare să găsesc pe desktop ceva. De a dăm search. Da. Puncte. Uitați, l-am găsit foarte repede. Și mi-a dat aici niște parametri ce îmi definesc traseul. Acum, revin aici. Și o să import, o să aplic funcția aceasta din module adiționale. Intru în modelatorul de poduri și tuneluri. Aplicare. Am dat un click dreapta și pe aia click. Și o să import traseu. Puncte. Ok. Și am un traseu propus. Deci vreau să mă urmăriți doar ca filozofie să înțelegeți că eu v-am atașat un curs care are 6 ore. În care vă descrie cum să faceți podul pendelete. Deci e un curs filmat pentru Italrom. Pentru o firmă din România și am făcut pe podul lor școlarizare. Dar vreau acum principial să înțelegeți cum se lucrează. Acum tot să rămâne pe video și ceva arăt acum, desigur. Cum? Știi două săptămâni când o zis, o să ghet podul Moldova. Păi aici... Da, în genul acesta ați trimis ceva. Bun. Deci ai făcut traseul. El, cum a interpretat traseul? Că m-am mișcat un pic repede, voiam să testez dacă am făcut toți pașii. Deci modelator deschide această interfață oarecum complexă, dar nu am multe de făcut în ea și atunci vă descurcați. Import traseu înseamnă să import fișierul de puncte exportat. Crearea automat puncte de stații și pot să decid eu cât de fin să fie pichetat. Dacă aveți conceptul ăsta sau... Nu? Din cât în cât... 10 metri. Deci față de punctele inițiale în care era discretizată curba, acum uitați ce fin e făcută. Deci ce înseamnă? Am aici o desfășurată în partea de jos. Deci am o desfășurată a podului și am punctul 1, 2, 3. Deci am diferite secțiuni de-a lungul acestui traseu. Punctele sunt aici marcate pe listă cu coordonate X, Y, Z. Observați că Z-ul e 0 la toate, că așa am desenat o linie plană. Dar pot să modific prelucrare punct stații și să dau un unghi sau să cobor coordonata. Momentan să fac plan și apoi să cobor niște coordonate și probabil o să-mi facă interpolări liniare. Am traseul, acum trebuie să impun secțiuni transversale și pentru aceasta am în partea de sus definiție secțiune nouă și am mai multe abordări. Una ar fi să aleg o formă predefinită,
Și aici avem câteva forme uzuale. Evident, podul dumneavoastră nu seamănă cu nicio poză dintre astea. Da, astea sunt toate americane. Dacă s-ar fi potrivit, era frumos că aveam toate coordonatele și în rezultat formă. Bun, nu, dar avem și pentru dumneavoastră soluție, dar nu este salvat în biblioteca asta. Sigur. Bun. Să vă arăt o altă abordare. Deci, o să vă arăt inițial dacă am folosit o astfel de secțiune, fac podul și după aia schimb pe secțiunile de la unghieri. Sau desenez o secțiune 2D, că de fapt am proiecțelul acela al vostru, desenez, iau secțiunea aceea de VG, sau iau PDF-ul și mi-o fac DVG și o să înlocuiesc podul, secțiunea dumneavoastră. Deci o să iau predefinit o formă, să zic aceasta, o să o las așa cum e, nu umblu la parametri. Și observați cum lucrează programul. Deci își ia o secțiune, fie din bază de date, fie orice desen 2D, chiar și importat direct din DVG, îi face o numerotare a punctelor. Numerotarea asta este foarte importantă, fiindcă eu pot să am secțiuni variabile sau să am rotiri. Deci dacă secțiunea asta, știți, la o curbă se curbează, urmărește podul, această rotire, ca să nu vă arunce pe șosea, asta pot să o fac rotind secțiunea sau pot să am îngroșări sau îngustări locale și toate interpolările liniare se fac între puncte. Deci o condiție este să am același număr de puncte, numerotarea o face automat programul. Deci am ales secțiunea, pot să mai schimb coordonatele acestea plane ale secțiunii, o să salvez. Și acum pe la mijloc o să fac o mică variație. Deci o să editez în zona aceasta, îi zic clic dreapta, definire secțiune transversală nouă. Și aici o să introduc același lucru, dar cu câteva modificări. Deci o să îngustez partea aceasta, de exemplu. Aș vrea mai multe modificări. Pot modificare secțiune, 5 aici și nu știu. Da, dar nu văd o cotă, cred că asta poate fi 4. Asta e doar un colț, să-i zic și lui ăsta 4. Ok. Bun. Și acum să vedem ce realizez. A, o cedare a programului. Trebuie să fac un update la placa video ca să vă.